Bună, dragi gospodine! Astăzi voi pregăti iepure la cuptor cu miere și bere. Pentru pregătire avem nevoie de un iepure, circa 1,5 kg, 2 cepe, 3-4 morcovi, 3 linguri miere, 200 ml bere, ulei de măsline, făină, sare și piper. Tai iepurile în bucăți mai mici și îl presori cu sare și piper. Acum dau iepurile prin făină, după care pun la foc o tigaie cu ulei și rumenesc puțin pe ambele părți carnea. Am scos carnea și am pus-o într-o formă de ceramică termorezistentă și trec la următoarea etapă. Adaug peste carne ceapa și morcovul tăiate în patru. Coaja de la ceapă eu nu am curățit-o pentru că ea îi oferă culoare iepurilor. Adaug uleiul și pun totul la cuptor pentru o oră la temperatura de 190 de grade. Între timp am pregătit 300 ml bouillon și îl adaug peste 10 minute după ce am pus iepurile în cuptor. Acum pregătesc amestecul de miere și bere care îl voi adăuga din 15 în 15 minute peste carne.
vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem curând cu noi rețete. Pa, pa!